Salutare, A-listers! Chiar acum ridic bariera dintre mine și Silviu Pașca. Așa, fără bariera. Și în loc de bariera facem pipa păcii și a prieteniei. Salut, Silviu! Salut, salut! Vorbim despre Untold, în primul rând, pentru că suntem și noi parteneri, vom fi acolo, tu o să fii cu Are You Anywhere, cu Are You Anywhere, da, alături de colegul meu Vladimir Coman Popescu. O să fim acolo pe Riverside Stage Paremise în ziua de vineri, cândva spre dimineață. S-ar putea să închidem, da. Înseamnă că sunteți cei mai buni dacă închideți. Nu, noi oricum suntem un proiect nou care de-abia am apărut pe piață, o să ne lansăm pe 12 iunie, efectiv. Dar povestește-mi un pic. Are You Anywhere, până acum am văzut pe Instagram, am ascultat o piesă excepțională, am văzut un clip excepțional. Mai departe, spune-mi tu, care e ideea? Păi avem terminat un album până în momentul ăsta. Mai trebuie mixat și pigulit ca orice materiale care s-au născut de curând. Dar pe 12 iunie la... pot să spun unde? Normal. Pe 12 iunie la Deschis Gastrobar, sus pe acoperiș, o să lansăm primul nostru EP care o să conțină două piese originale și două remixuri la piesa Stay True pe care și tu ai văzut-o și... și e de true. La care s-a luat, da, e true. Tatuaje goale, dacă aș putea să le spun pe mână. Da, practic nu înseamnă foarte multe lucruri până în momentul ăsta. Mâneca asta care e aproape tatuată, am 7 locuri libere pe care urmează să le umplu când o să am cu ce. Deocamdată adică nu am trăit momentele. Aștezi momente importante, da, în exact, viață, exact. Sau persoane importante, da, pe care persoane, să le... persoane, întâmplări, momente. Asta până n-am mai văzut n-am niciodată, fost... treaba asta, să-ți, da, faci practic, ramele, practic. Au formă de cărți de joc, dar nu, sunt foarte multe lume mă întreabă dacă o să-mi fac cărți de joc, cât nu ar fi într-un fel să fac cărți de joc. Zi-mi care e ciudățenia ta, în afară de ce se vede la exterior, că de barba bănuiesc că te întreabă toată lumea. Nu, cred că cea mai dubioasă chestie în legătură cu mine e că sunt foarte matinal și dorm foarte puțin. Cam cât dormi pe noapte? 5 ore maxim. Nu știu dacă e puțin în standardele tale sau, dar pentru mine față de cum eram, e puțin. Da. Și la ce oră te trezești? 6 ore, la 7 de obicei. Păi și ce faci la... Nu știu, îmi trăiesc ziua, că mi se pare că mai multe lucruri, în sfera mea de activitate, mi se pare că se întâmplă mai multe lucruri în timpul zilei decât în timpul nopții. Mersi mult, Silviu, ne vedem în ambele locuri. Te aștept. Mersi mult că m-ați invitat. Vă pup.